Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. 260 de zile au la dispoziție guvernanții să salveze uzina Alro de la Slatina. Angajații de aici nu cedează și continuă protestele. Pe de altă parte, reprezentanții Ministerului Energiei susțin că au creat un cadru legal pentru a scoate Alro din colaps. Cel târziu, în luna mai, la anul viitor, ne vom închide porțile pentru toată lumea. Soarta Alro este pecetluită. Oamenii luptă în stradă cu ultimele lor forțe. Își strigă durerea și disperarea de luni bune. Anul acesta au protestat de mai multe ori în capitală și au asistat cum sute de colegi sunt trimiși acasă în șomaj tehnic sau definitiv. Sindicaliștii susțin că în urma ultimelor proteste au fost purtate în sfârșit discuții cu reprezentanții Ministerului Energiei. Se pare că guvernul încearcă să construiască un cadru legal pentru semnarea unor contracte bilaterale între Alro și producătorii de energie. Dar concret la această oră nu este nimic, doar vorbe și speranțe. Concret nu avem absolut nimic. Am întrebat de ajutorul de stat, care de fapt sunt emisiile de noxe, care trebuie să le plătim mai mult decât producem și care trebuie să ne dau banii, să ne dea banii. Încă nu se știe, dar de data asta se pare că banii nu mai sunt la Ministerul de Finanțe, sunt direct la Ministerul de Energie și ar exista posibilitatea să fie dați puțin mai repede. Dar sper să nu fie dați după ce ne închidem. Oricum, problema este una singură. Am solicitat în mod imperios să se gândească că avem nevoie de cel puțin 50 de megawați în acest moment pentru a putea ține oamenii la muncă și pentru a putea menține măcar ceea ce astăzi avem în curte. Specialiștii în energie susțin că România poate produce necesarul solicitat de Alro pentru a supraviețui. Alro este pregătită să cumpere energie, dar la un preț normal. În acest moment, uzina de la Slatina produce la o capacitate de 70%. Oltul are 5 focare active de pestă porcină africană anunțate de primari. Până la această oră, DSVSA Olt nu a făcut nicio informare cu privire la situația cazurilor de pestă porcină africană. Și asta în condițiile în care, în țară, numărul cazurilor s-a înmulțit alarmant. Zeci de porci au fost sacrificați în ultimele săptămâni în Olt. Numai puțin de 17 suine din perieți au fost depistate în urma efectuării analizelor de laborator a fi infectate cu pesta porcină africană. Două focare au fost stinse în urmă cu două săptămâni, iar vineri a mai fost depistat un focar. Potrivit edilului Răzvan Rada, primăria a pus la dispoziția cetățenilor dezinfectant, iar în acest moment focarele sunt neutralizate. Au fost două luna trecută, câte un porc în două gospodării. Da, sau au venit în trei zile, l-au neutralizat ca focar și după aceea au rămas sub observație cele două gospodării timp de două săptămâni. Parcă s-au tot dat la asigurat primăria dezinfectant ca să dea pe locurile alea unde au murit. Și acum, săptămâna trecută, a mai fost descoperit un caz, se sunase, doctorul luase probe, recoltase probe, dar până să le aducă vineri, au și murit unul din porci, la o gospodărie unde aveau 15 porci. Totodată, autoritățile locale au dus muncă de lămurire cu cetățenii care s-au speriat că le vor fi sacrificate animalele, chiar dacă nu au avut contact cu animale bolnave sau nu sunt purtătoare ale virusului de pestă porcină africană. E bine de știut, de asta am venit și cred că sâmbătă cu o dezmințire, pentru că circula un zvon că o să vină de astăzi, zice, după ordinul prefectului, cu jandarmerie, cu tot să ia la rând să-i sacrifice. Nu, în niciun caz, nu e cazul. Potrivit prefecturii, vineri în județ au mai fost raportate două focare active de pestă porcină africană. Ambele sunt în gospodării, unul în comuna Schitu, iar cel de-al doilea în Studina. Potrivit aceleași surse, la această dată sunt stinse alte 5 focare, în Verguleasa, Cungrea, Slătioara și Milcov. Până în acest moment, DSVSA Olt nu a făcut niciun fel de informare cu privire la focarele active de pestă porcină de pe raza județului. Asta în condițiile în care, la nivel național, numărul cazurilor de pestă porcină africană a crescut alarmant. Colegiul Național Ion Minulescu, Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, Liceul Teoretic Petre Pandrea și Liceul Tehnologic din Vitomireș, dar și școlile din Deveselu și Sâmburești au renunțat definitiv la catalogul fizic. Anul acesta, părinții vor afla printr-un click situația copilului lor și carnetele sunt diferite. Ele sunt schimbate în conformitate cu noua structură a anului școlar.
Elevii din 6 școli oltene nu mai au teamă de catalog. Profesorii de la 4 licee și 2 școli gimnaziale au renunțat la vechiul catalog. Notele și absențele vor fi trecute într-un catalog electronic, iar părinții vor afla în timp real ce au făcut copiii la școală. Dacă anul trecut doar liceul Petre Pandrea din Balcea a implementat acest sistem, anul acesta și la Minulescu, Titulescu, dar și la liceul tehnologic din Vitomirești, școlile din Sâmburești și de Veselu, părinții vor afla notele copiilor printr-un click. Noi am optat pentru catalogul electronic. Avem o firmă care este plătită de primăria municipiului Slatina și care a oferit acest catalog electronic, dar suntem pilotați de minister. Adică vom fi sub supravegherea ministerului, pentru că e prima dată când se întâmplă acest lucru, efectiv se renunță la catalogul scriptic sau s-a renunțat la catalogul scriptic. La finalul anului, acest catalog va fi imprimat, semnat și arhivat, așa cum se face și cu cele vechi. Profesorii susțin că este mult mai bine cu astfel de cataloage, deoarece părintele poate accesa oricând catalogul și poate urmări situația școlară a copilului. Este mult mai bine decât catalogul electronic, întrucât părinții primesc SMS în momentul în care copilul primește absența, exact în același moment, sau mă rog, într-un timp foarte scurt, și de asemenea primesc același mesaj în momentul în care copilul va obține o notă, nu doar o absență. Astfel de sisteme au fost implementate în mai multe școli din județe, dar în paralel cu catalogul scris. Dacă a fost modificată și structura anului școlar și rubricile din catalog și carnetul elevului a fost schimbat. Astfel că s-a pus problema ca toți elevii să-și schimbe carnetul. La Colegiul Ion Minulescu, de exemplu, elevii din clasele 1-a, 5-a și a 9-a primesc aceste carnete din partea unității de învățământ, lucru ce ar însemna că anul acesta toți elevii să-și schimbe carnetul. Profesorii susțin că vechile carnete pot fi folosite în continuare fără nicio problemă. Nu cred că este nicio problemă în a fi folosit cel vechi, întrucât nu mai apare semestru, se trece anul școlar 2022-2023, se trec notele, iar media se încheie o singură dată, adică nu pe cele două semestre cum era anterior. Se pune media pe un singur semestru, care e de fapt media anuală. Anul acesta școlar este unul al modificărilor de la structură, eliminarea tezelor și introducerea unor noi examene. Producătorii de legume în spații protejate care mizau pe programul Tomata Ciclul 2 au rămas cu ochii în soare. Numeroși producători s-au trezit că au rămas pe din afara programului, pierzând ajutorul de 1000 de euro după ce au avut încredere în MADR. Deși oficialii au promis că perioada de înscriere în program se prelungește până la data de 10 septembrie, după ce termenul inițial expirase la 31 august, ministerul n-a mai făcut acest lucru. Sute de legumicultori olteni au pierdut șansa să se înscrie în ciclul 2 al programului Tomata, astfel că ei își pot lua adio de la cei 1000 de euro care erau alocați acestei etape. Inițial, li s-au dat speranțe că perioada de depunere a dosarelor se va prelungi, dar ministerul s-a răzgândit pe ultima sută de metri. În felul acesta, sute de legumicultori, doar din Olt, au rămas cu ochii în soare. În ciclul 2 anul acesta s-au înscris 5571 de fermieri. În ciclu 1 am avut 5.813 fermieri, deci mai puțin. Cred că au făcut mai târziu dosarul, nu s-au putut încadra în timp și în acela trebuia să se prelungească, din câte am înțeles, a fost o propunere și au mizat pe faptul că se va prelungi încă o săptămână, dar n-a fost așa. Legumicultorii spun că actualul ministru a suplimentat fondurile programului, în felul acesta respectând promisiunea făcută de fostul ministru al agriculturii Adrian Chesnoiu, dar a uitat de cea de-a doua promisiune de a prelungi perioada de depunere. Oamenii s-au îngrijit de culturi și au avut încredere în cuvântul autorităților, iar acum se văd lăsați în afara programului. Acest proiect de HG cuprindea două aspecte. Odată suplimentarea sumelor pentru ciclu 1, pentru că am avut mai mulți fermieri care s-au înscris în programul Tomata, iar fondurile erau insuficiente. Ministerul a suplimentat aceste fonduri, așa cum a promis, de fapt, fostul ministru al Agriculturii, domnul Adrian Ionuț Chesnoiu, care a susținut finanțarea tuturor fermierilor cu suma de 3.000 de euro. Surpriză!
După ședința de guvern a ieșit doar suplimentarea sumei, iar perioada de prelungire nici măcar nu mai apare pe site-ul Ministerului. Numărul legumicultorilor care au avut încredere în informațiile date atât de minister cât și de direcțiile agricole este unul mare. Numai la nivelul județului sunt peste 300 de fermieri lăsați cu buza umflată. Aceștia susțin că singurul vinovat este ministrul agriculturii și cer acestuia să găsească soluții. În județul Olt și în țară, deja am semnale, au rămas foarte mulți fermieri care nu s-au înscris în acest program pentru că mesajul transmis de direcțiile agricole și cei care au consultat site-ul Ministerului Agriculturii a fost că se pot înscrie și până pe data de 10 septembrie. Din păcate, a rămas 31 august. Să sperăm că poate Ministerul vine din vacanță și tătăiță mare grijă și de nevoile fermierilor să reușească și acestea să scrie program. Și un fermier, dacă rămâne fără acest program, pentru că a fost informat de Ministerul Agriculturii și de Direcțiile Agricole că perioada se prelungește, este vina Ministerului Agriculturii. Până la această dată, Ministerul Agriculturii nu a prezentat niciun fel de poziție cu privire la această situație. Poate acesta este modul în care Ministerul face economii. O biciclistă în vârstă de 49 de ani din orașul Corabia a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost implicată într-un eveniment rutier ce s-a produs luni dimineața. În accident a fost implicat și un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani din Vădăstrița, care s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii rutieri din cadrul poliției orașului Corabia au intervenit luni dimineața la un eveniment rutier care s-a produs pe strada Celeiului din orașul Corabia. În accident a fost implicat un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Vădăstrița și o biciclistă în vârstă de 49 de ani din orașul Corabia, județul Olt. În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale fiind transportată la Spitalul Orășănesc Corabia, iar ulterior fiind transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. La data de 12 septembrie 2022, în jurul orei 7:30, polițiștii poliției orașului Corabia au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Celeiului din orașul Corabia. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul poliției orașului Corabia. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că în eveniment a fost implicat un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Vădăstrița, județul Olt, și o biciclistă în vârstă de 49 de ani din orașul Corabia. În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale fiind transportată la Spitalul Orășenesc Corabia, iar ulterior a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar femeii au fost prelevate mostre biologice de sânge la unitatea spitalicească. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, fiind continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. Un profesor de 44 de ani care predă muzica la liceul Petre Pandrea de mai bine de 20 de ani ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră. Între timp aceasta a devenit eleva sa. Idila a fost descoperită de părinții fetei care au anunțat polițiștii. Profesorul a fost reținut și urmează să explice ce s-a întâmplat. Zilele trecute, descinderea polițiștilor la liceul Petre Pandrea scotea la lumină o relație scandaloasă. Profesor de muzică cu 20 de ani vechime la catedră, tata unui viitor polițist, coleg exemplu, a fost ridicat de oamenii legii sub acuzația că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 15 ani. După ce a ajuns în fața judecătorilor, acesta a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Potrivit unor surse, se pare că relația dintre minora de 15 ani s-ar fi consumat când aceasta avea 14 ani, nu era elevă a liceului din Balș, ci era la gimnaziu. Părinții ar fi fost cei care au observat comportamentul schimbat al fetei și s-ar fi transformat în adevărați detectivi. De altfel, părinții sunt cei care au anunțat autoritățile atunci când au avut toate datele care să indice relația dintre cei doi. Potrivit directorului liceului, Marian Angel, profesorul nu a apucat să intre la ore la clasa unde învață minora. De altfel, comportamentul dascălului a scandalizat întreaga comunitate, iar colegii nu explică comportamentul cadrului didactic. Nu a fost niciodată vreo plângere pe numele dumnealui. Nu am avut niciodată un subiect pe această temă despre domn profesor, așa că pentru toți a fost o mare surpriză. Este profesor titular de aproximativ 20 de ani în școala noastră, diriginte, implicat în activități, nu a fost niciodată
cazul să discutăm de abateri disciplinare, fără nicio sesizare în sensul ăsta, așa că cu atât mai mare este surpriza. Cadrul didactic a fost ridicat de la școală, dar conducerea unității a cerut evitarea expunerii în fața elevilor. Nu a fost ridicat de la catedră, am discutat cu domnii care au venit, l-am înștițat pe domn profesor și a ieșit, am rămas și eu cu supravegherea clasei și nu s-a întâmplat nimic în fața elevilor. Nu, avem multă experiență, elevii nu au văzut pe nimeni altcineva decât pe mine. La această dată, orele domnului profesor sunt asigurate de către colegii săi, iar pe viitor, în funcție de ce vor decide judecătorii, se va aplica și codul muncii. Potrivit unor surse, ISJ Olt va cere în oricare dintre soluții ca profesorul să nu se întoarcă la catedră la același liceu. În cazul în care acesta este găsit vinovat pentru acuzațiile care îi se aduc, riscă să stea după gratii următorii 5 ani. Sindicaliștii ALRO acuză guvernul României că a premeditat închiderea uzinei de la Slatina. Concret, aceștia susțin că pentru guvernanți este mult mai facil să închidă ALRO, pentru că altfel consuma aproximativ 10% din energia electrică produsă în România. Acuzații fără precedent la adresa guvernului Ciucă. Sindicatele din ALRO acuză guvernul României că a premeditat falimentarea și închiderea uzinei. La această oră ALRO funcționează deja la capacitate redusă, iar Alum Tulcea, o fabrică din grupul ALRO, a fost închisă recent. Sindicatele spun că și uzina de la Slatina va avea aceeași soartă. Închiderea ei se face treptat, iar cel mai probabil anul viitor, în mai, exact peste 9 luni, producția va fi oprită definitiv. Deși după protestele de vineri și discuțiile de la Ministerul Economiei, sindicaliștii sperau la o îmbunătățire a situației, acum lucrurile sunt clare. ALRO trebuie să se transforme într-un munte de moloz și fier. Cât despre angajații uzinei, ministerul nici nu amintește. Guvernul a premeditat închiderea definitivă al ALRO pentru a compensa reducerea cantității de energie. Așa cum am fost informați din surse demne de încredere, Guvernul liberal a premeditat închiderea ALRO-SA pentru a putea compensa reducerea cantității de energie produsă. Ca să fim și mai clar, guvernul a planificat închiderea ALRO deoarece consuma aproximativ 10% din energia electrică produsă în România. Cum putea face acest lucru fără a genera un scandal imens? A crescut artificial prețul la energie pentru o anumită categorie de consumatori. La aceste prețuri, ALRO nu mai poate produce competitiv. Asta înseamnă că închiderea planificată a reușit și am distrus încă o ramură importantă a economiei. România și-a închis în ultimii 4 ani aproximativ 30% din unitățile de producție a energiei electrice, dar fără a pune ceva în loc și fără a scădea natural consumul de energie al țării. Sindicatele susțin că situația în care se află acum România de a nu avea energie electrică se datorează soluțiilor adoptate de guvernanți. Numai în ultimii 4 ani, 30% din unitățile de producție a energiei electrice au fost închise fără a se gândi cineva la repercursiuni. Dacă ALRO se închide, și asta e o chestiune clară, sistemul energetic național se echilibrează. De ce au închis centralele electrice, nu știm, fără a pune altele în loc. Dar aceasta este astăzi situația. Un sistem energetic unde se consumă mai mult decât se produce nu poate funcționa. Circuitele se ard, cablurile explodează, tablourile și transformatoarele din sistemul național cedează. Tocmai de aceea s-a închis ALRO și închiderea acesteia a devenit o urgență. În acest moment, ALRO funcționează la capacitatea de 70% din producție. Sute de angajați au fost trimiși în șomaj și șomaj tehnic, iar în următoarele luni se așteaptă ca alți 1500 de oameni să aibă aceeași soartă. Primăriile municipiului Caracal și orașelor Corabia, Bal și Potcoava dau startul activităților dedicate Săptămânii Europene a Mobilității astăzi, 16 septembrie. 24 de orașe și municipii din România și 2220 de orașe din 42 de țări s-au înscris anul acesta cu activități diverse în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității pe site-ul oficial al acestui eveniment european. Tema din acest an a săptămânii este conexiuni mai bune, iar sloganul: combină și deplasează-te.
Primăriile municipiului Caracal și orașelor Corabia, Bal și Podcoava din județul Olt s-au înscris anul acesta pe platforma www.mobilityweek.eu cu acțiuni care vor fi desfășurate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității 16-22 septembrie. Vineri, 16 septembrie, se va da startul activităților dedicate acestui eveniment european. Stabilirea unor străzi pe care să nu mai circule mașinile și să fie pentru câteva zile destinate numai pentru plimbare pe jos sau pentru mers cu rolele, cu bicicletele sau diferite activități sportive în care sunt invitați să participe toți doritorii de astfel de activități în aer liber, ori activități pentru copii, jocuri, concursuri cu biciclete și trotinete, pictură, expoziții, sunt doar câteva din acțiunile pe care le vor organiza aceste primării cu ocazia acestui eveniment european. Primăria municipiului Caracal va desfășura Green Friday, ce va însemna ziua fără mașini. De asemenea, orașul Balj va avea activități sportive tematice, iar în orașul Corabia acest eveniment european coincide cu evenimentul local Zilele Orașului Corabia, ediția a noua. Astfel, pentru primăria municipiului Caracal, ziua de 16 septembrie 2022, denumită Green Friday, va însemna ziua fără mașini, în care angajații instituțiilor publice și locuitorii municipiului sunt invitați să își lase autoturismul personal și să aleagă o alternativă de deplasare mai ecologică. Activități de informare și educație privind mobilitatea urbană pentru școlari, infomobilitatea, turul parcului Constantin Poroineanu, dedicat tuturor categoriilor de vârstă, membrilor comunității, care vor să participe cu biciclete, trotinete, role, skateboarduri. Orașul Balș va avea activități sportive tematice. Mersul pe jos e sănătos, cu bicicleta e mai cool, mișcare în parc, iar în orașul Corabia, acest eveniment european coincide cu evenimentul local Zilele Orașului Corabia, ediția a noua, drept pentru care centrul orașului Corabia devine o zonă de agrement pentru locuitorii săi. Alte inițiative ale autorităților locale care să-i determine pe oameni să folosească și alte alternative de deplasare, altele decât autoturismul personal, sunt gratuitate pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun. În perioada 16-22 septembrie, ateliere stradale dedicate mobilității urbane, muzică, teatru, film, picnic urban ar putea fi organizate astfel încât oamenii să participe în număr cât mai mare la astfel de activități și să se recreeze cât mai mult timp în aer liber. 24 de orașe și municipii din România și 2220 de orașe din 42 de țări s-au înscris anul acesta cu activități diverse în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității pe site-ul oficial al acestui eveniment european. Simplificarea legii adopției a atras după sine și o creștere a numărului de copii adoptați. Astfel, la nivelul județului Olt a crescut nu doar numărul copiilor adoptați, dar și a familiilor care sunt atestate pentru a adopta un copil. Mai mult de atât, anul acesta au fost dați spre adopție 4 perechi de frați. Modificările aduse legii adopției au atras după sine o creștere atât a numărului copiilor adoptați, cât și a familiilor care sunt atestate pentru a adopta un copil. Legea a fost modificată și procedura a fost simplificată, iar familiile care adoptă sunt sprijinite financiar. Totodată, noua formă a legii a eliminat din procedură identificarea anevoioasă a rudelor de până la gradul al patrulea în cazurile în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopția. În acest sens, anul acesta, DGASPC Olt a atestat 30 de familii, iar 24 de copii și-au găsit deja familie. Adopția înseamnă dragoste și împlinire. Adopția este un act divin. Când alegi să devii părinte de suflet pentru un copil născut din inimă. Situația adopției anul acesta. 30 de familii atestate, 34 copii adoptabili, 23 încredințări în vederea adopției, 24 încuvințări adopție. Din cei 24 de copii adoptați, s-au aflat 4 perechi de frați, iar cei mai mulți au avut vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani. Pașii pe care trebuie să-i urmeze persoanele ce doresc să adopte un copil sunt destul de ușor de urmat. Familia este informată și consiliată cu privire la documentele necesare dosarului de adopție. După finalizarea acestuia, familia intră în proces de evaluare socială, psihologică, de evaluare aptitudinilor parentale, iar în termen de 90 de zile, familia primește atestatul de adopție care are valabilitate 2 ani. Urmează procesul de identificare a copilului adoptabil conform Registrului Național de Adopții. Se
continuă cu procesul de potrivire practică între copil și familie. După acest pas are loc încredințarea în vederea adopției, ce durează 90 de zile. Apoi are loc înconvințarea adopției și se emite un nou certificat de naștere al copilului adoptat. Timp de 2 ani se monitorizează evoluția copilului adoptat. Parcul auto al jandarmeriei Olt a fost înnoit. Prima auto specială de la IJJ Olt pentru transportul câinilor a fost achiziționată de MAI. Acum cei 5 câini jandarm vor putea beneficia de condiții normale în timpul deplasării la acțiuni. Jandarmii olteni au primit prima auto specială pentru deplasarea câinilor la acțiuni. Dotarea a fost făcută de Ministerul Afacerilor Interne și se ridică la valoarea de 150.000 de lei. Recent a fost achiziționată o auto specială destinată transportului câinilor de serviciu. Este dotată cu 2 compartimente pentru transportul a 2 câini de serviciu. Este dotată cu aer condiționat și sistem de ventilație. Acum deplasarea patrupedelor se va putea face în condiții normale. Câinii nu vor mai fi supuși unui factor ridicat de stres în momentul participării la diverse acțiuni. Achiziția unei astfel de mașini era foarte necesară pentru transportul câinilor de serviciu în misiune, la diverse misiuni la care noi participăm și la cursurile care le executăm la Sibiu. Până acum descurcam, aveam o dubă cu o cușcă care descurcam fără ventilație și în momentul de față avem o autoutilitară cu ventilație, condițiile optime pentru a transporta un câine de serviciu. Noua achiziție a jandarmilor olteni a venit și ca un cadou pentru ziua celui mai tânăr membru al echipei Bleu Jandarm. Epo a împlinit un an de când este jandarm și peste câteva luni, mai exact în februarie, va pleca la pregătire la Sibiu. Zilele trecute, cățelușa noastră a împlinit un an de zile. Deci putem spune că a primit un cadou de ziua ei. După 4 luni va susține un test ce va certifica competența sa de a participa la misiunile jandarmilor. Momentan este încă în perioada de acomodare cu partenerul său. Deocamdată EPO nu a făcut cursul de specialitate, deocamdată este în predresaj, ne descurcăm bine. Jandarmii olteni au alături de în misiuni întotdeauna pe EPO, CRIN, TABAD, TOC și TORA, iar noua auto specială are 2 locuri, lucru ce facilitează participarea la acțiuni a patrupedelor. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor PTV Oltenia. Sunt Gianina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi cât mai frumoasă și un weekend excelent. La revedere!